Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Umorile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Sunt puțini bălțeni care să nu-l fi întâlnit vreodată pe Ion Jitari, pe Tim Geros sau în cea mai mare arșiță, în piață, parc sau autogară, așezat pe un scaun, bărbatul de 66 de ani cântă pentru trecători. Frumos cântă lăutare. Ion Jitari este nevăzător, dar nu aceasta este suferința care îl chinuie cel mai mult. Bărbatul se plânge că trăiește trădarea uneia dintre cele mai apropiate persoane. Mă înțeles și eu cartiera asta, că în altă parte mie sunt și mai greu. E soră de sânge, n-a să mă amajească. Eu am avut încredere ca în soră. Ion Jitari spune cu amar că toate necazurile vin din partea surorii lui mai mici, Raisa. Bărbatul se teme că, din cauza ei, ar putea să-și petreacă bătrânețea în stradă. Pe spate să ne scurtează zilele, să rămâi cartiera pentru copii și nici bani să nu dai și cu bani să rămâi și cartiera. Asta e scopul ei. Ion trăiește convins că sora lui l-a amăgit ca pe un străin. Bărbatul o acuză că a pus mâna pe toate economiile lui adunate de o viață. I-am dat așa și pensiile și tot până am ajuns la 130.000. Ea s-a schimbat părerile și zice, tu ai trăit 16 ani, tu nu ne-ai plătit nică, banii ăștia o mărs pe trai. Pentru a-și face dreptate, Ion a bătut la nenumărate uși. El spune însă că nici poliție, procuratura sau asistența socială nu l-au putut ajuta, așa că bărbatul a decis să-și spună povestea la televizor. Când da, nu știu vă la operație, n-ați deja la vieți, să nu-ți de la operație, n-am nevă la văzut mine. Nu, eu n-ai ștut, măi, smerte, cu de-aia znaiu. N-am neugrăjat, e poliție, e se o te-a zăplătil. Заводу паша она угрожала вчера, что это если я забрал квитанции, она пойдет и закроет, отключит мне воду. У нее есть все, у него ничего. Она мне сказала, что он дал только 80 тысяч, и он ничего не увидит, он ничего не сможет доказать, потому что это он нигде ничего не было записано об этом. Чувствуется, если честно, разобщенность вот, между братьями, сестрами. И хотелось бы, чтобы люди поддерживали друг друга больше. În ultimul timp, problemele lui Ion Jitari s-au agravat. El spune că relația cu sora sa, Raisa, a devenit cu adevărat ostilă, așa că bărbatul mai face o încercare să-și facă dreptate. Lasă-mi dai bani eu ca să-mi cumpăr să trăiesc undeva. Și ea lasă să fac și vechi. Raisa, la rândul ei, prezintă lucrurile cu totul altfel. Femeia afirmă că altcineva ar profita de Ion. Apartamentul și ăla e nil. Mâini pui mâini, pune labă și se duci, da? Uh-huh. E foarte ecointeresat. E de atât așa venit. În această seară vom afla povestea dramatică a lui Ion Jitari, cum a ajuns bărbatul să trăiască la cei 66 de ani cu teama că în curând va ajunge în stradă. Care este versiunea surorii sale despre conflictul dintre ei? Ce ar face pe Raisa să-și lipsească fratele de un acoperiș deasupra capului? Și ce șanse are Ion să-și adjudece o bătrânețe liniștită? Aflați în această ediție. Ion Jitari spune că a trăit în pace cu sora sa mai bine de 60 de ani. Dintre toți cei 7 frați pe care îi are, Raisa era cea mai aproape de inimă, povestește bărbatul. Cum au ajuns ei la cuțite, aflăm imediat. Ion a venit în platoul nostru împreună cu concubina sa, Ludmila. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Domnule Ion, spuneți-ne, vă rog, de ce v-ați stricat relația cu sora? Razia am stricat cu sora că de prin 2018-19, era bolnav, văzut că Raia, hai, scrie mine asta, apartamentul, ai spus că îl scrie, când îl scrie, că nu știe, nici nu știe zilele lui. De el a venit că eu îi doresc moarte și eu zic, dar cum rămâne cu 130.000? Dumneavoastră, îi doriți moarte. Da, deci tu docajești când ai dat 130.000. Eu îmi supun că tu ai trăit ca cuartieran. Haideți să vedem ce ne-ați povestit, domnule Ion, despre viața dumneavoastră, dar și despre relația cu doamna Ludmila. Atenție!
Ion Jitari povestește că are probleme cu vederea din fragedă copilărie. El spune că a suferit un traumatism grav la cap, care l-a lăsat cu urmări pentru tot restul vieții. V-am născut sănătos, dar așa mi-a fost soarta. Am fost spălit în cap, tata m-a scăpat. Când s-a întrerupt vederea, s-a întunicat și gata. Ion a studiat la o școală pentru nevăzători, iar după absolvire s-a angajat la o fabrică de confecționare a firelor electrice. Era asta, nașii curățeau, noi le strângem firele și alea, șnururile, le ufacoșii și erau pe unde am s-o închis, de-am scotea nicând în când la lucruri. Bărbatul zice însă că adevărata lui vocație a fost mereu muzica. El și-ar fi descoperit talentul încă de la vârsta de 3 ani, iar prima melodie pe care a învățat-o și-o mai mintește și astăzi. Muzica asta înseamnă cumva și o chisarodă. Eu fără muzică nu pot trăi. Muzica la mine e prima. Eu sunt născut muzicant, eu cu muzică așa să mă trec. Primul când, hai mândruță, hai la joc, la muzicuță. Hai mândruță, hai la joc, mă. Ta-r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 a. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Bărbatul spune că posedă mai multe instrumente muzicale, pian, acordeon, vioară, muzicuță. La multe dintre ele s-a învățat de unul singur, la auz, povestește Ion. Tata ne-a cumpărat garmoșcă de mână, de asta muzică de mână cu 7 clape. În 3 zile am însătut garmoșcă cântam tot. Dar bă, aici nu trebuie să vedere, trebuie auz și simț. Ion spune că cea mai frumoasă perioadă din viața lui a fost când făcea parte dintr-un ansamblu vocal instrumental de cântăreți nevăzători, care avea numele de Oberton 75. Bărbatul își amintește cu nostalgie despre turneile din țară și de peste hotare. Am umblat cu concertele pe Ucraina, prin Kamenets Podolsk, Mogileu Podolsk, Ivano Franco, Khmelnytsk, Kiev. Mai mult. Toți nevăzători și ne ducem tot la nevăzători concert și ei veneau la noi. În 2011, bărbatul a aflat că este bolnav de cancer bucal. Tot în acel an, el a suportat o intervenție chirurgicală de înlăturare a tumorii. Bătrânul zice că în urma operației a rămas fără buza de jos, însă asta nu l-a oprit să cânte în continuare. Ne-a tăiat din fel și ne-a scos. Și ne-a făcut buza, dar puțin transplantul a pus și buza nu e cătări, nu se lichește. Mă afectează, dar eu așa nu prea, mă stăruiesc să nu mă gândesc la asta, eu cânt, că microfon, eu mă stăruiesc să nu se observe. În fiecare zi, bătrânul iese pe străzile din Bălți și le cântă trecătorilor. Atunci când echipa noastră l-a vizitat, Ion a mers în centrul orașului, lângă Palatul de Cultură. Așezat pe un scaun și cu un microfon în mână, el interpreta piesele pe care le mai ține minte. Domnule Ion, eu, din câte știu, dumneavoastră cândva ați avut o locuință a dumneavoastră. Am avut, da. Ce s-a întâmplat cu ea? S-a întâmplat cu ea că am divorțat în 2007 cu femeia. Nu așa ne-a fost soartă. Și noi am divorțat și s-au vândut apartamentul la aucțion. Banii le-am luat, am fost cu doamna Raisa Ivanovna Maidanska. Raisa Ivanovna este sora dumneavoastră. Da, Maidanska. Am fost cu dânsa la bancă, unde cu advocatul și cu dânsa și eu am semnat. Eu ne-au prindit banii, fiindcă eu nu văd. I-am acordat să mă ajute. De încă aia m-am înțeles. Raia zic, hai, eu îți scriu apartamentul, dar tu dă-mi banii ăștia că mai am o sumă și eu m-am interesat. S-a interesat. Ce de înseamnă îți scriu apartamentul? Apartamentul ei, să-mi scrii. Care a fost înțelegerea dintre voi? Care eu am ușat din apartamentul ăsta, era vorba să ne-l scrii nic, fiindcă cumpăr alt apartament în centru și eu să-i dau banii și el mă scrie în apartamentul ăsta ca să știe în eu, îmi scrie pe mine.
Deci, sora dumneavoastră v-a luat acei bani din vânzarea apartamentului pe care l-ați împărțit cu soție dumneavoastră, fosta dumneavoastră soție. Și ați rămas într-un final și fără apartament și fără bani. Cam așa sună povestea dumneavoastră. Da, într-un final. Așa. În scurt timp vom cunoaște care este miezul conflictului dintre doi frați și vom afla ce ar face pe Raisa să-l dea afară din casă pe fratele ei nevăzător. Iar acum, haideți să vedem ce ne-a povestit mai devreme Ion despre motivele din care a rămas fără propria locuință. Atenție! Ion Jitari povestește că a fost căsătorit timp de 25 de ani. El spune că autoritățile i-au oferit familiei sale un apartament cu o odaie, întrucât atât el cât și soția sa, Tamara, aveau probleme cu vederea. În obșejetia de fiate, era jenscă obșejetie. De obște a fost tot din, era unele nuanțe care ne-au încurcat să trăim. În 2007, cuplul s-a destrămat. Atunci Ion și Tamara s-au adresat în instanță pentru a partaja averea. Procesul de judecată a durat 5 ani. Dacă era privatizat cartierul împreună, am împărțit în jumătate, s-au vândut prin aucțion. Bătrânul povestește că din cauza unor probleme de sănătate pe care le avea în instanță, l-a reprezentat sora lui, Raisa. E soră de sânge, n-a să mă amajească. Eu am avut încredere ca în soră. Ion zice că avea deplină încredere în sora sa. Bărbatului trebuia o casă nouă, iar aceasta i-ar fi promis că îl va ajuta. Potrivit lui Ion, sora sa, Raisa, i-a spus că îi vinde unul dintre apartamentele ei. Ion afirmă că i-a încredințat femeii toți banii pe care i-a avea adunați din vânzarea locuinței lui, din pensie și chiar din cântatul în stradă. Banii care le-am scos din judecăți, ea că i-am dat-o sora mea la fază, am crezut-o. Eu am spus că hai, când noi suntem frați, lasă-mi dai banii ca să-mi cumpăr să trăiesc undeva. Și el a să fac și vechi cartier. În scurt timp vom afla care este versiunea Raisei și cum se apără ea de aceste acuzații. Între timp, în platou ni s-au alăturat avocatul Vladislav Ciobanu Nițuleac și psihologul Ghulam Ali Mohamadifar. Bună seara, domnilor! Bună seara. Bine ați venit! Ați auzit mai devreme povestea eroului nostru? Cum vi se pare? Nu știu, mie e atât de greu când eu aud că un om ajunge în situație că se cere dreptate într-un mod care practic singură speranță lui sunteți dumneavoastră la emisiunea asta. Asta ne spune foarte mult. Atât timp cât Ioan este aici și ca reclamantă sau ca reclamată este soră, mai ales un om cu dizabilitate, asta ne spune foarte multe lucruri. Degradare umană. Practic, nu știu ce să mai spun, nu știu cum să vă spun, nici nu pot să-mi exprim emoțiile, că îmi vine să urlu acum. Ludmila, Ion, știm că acum locuiți într-un apartament care, oficial, din câte am înțeles eu, îi aparține surorii dumneavoastră Raisa. Da. Așa este? Da. Este vorba despre acea locuință pe care trebuia să o cumpărați de la ea? Da. Și locuiți în ea de cât timp? Din 2009. Din 2009? Din 2009, eu ca quarterant, îi dădeam bani până în 2012. În 2012 am primit bani. Am mai plătit vă câteva luni ca quarterant până am ajuns și i-am dat, nu câteva luni, cum, 2 ani, că din 2012 am primit bani și am ajuns până la 130.000, că nu i-aș ajunge să ia apartamentul în centru. Și după asta m-a trecut la comunal, ne deam fără ca quarterant. Dar banii, 83.000, deodată i-am dat la Săhrănenie, să nu ne lipuri și ne-au din casă, până ei a cumpărat quartier. Da, să nu se prăpădească. Acei dar nu bani pe care i-ați câștigat da, din vânzarea porții dumneavoastră. Să trăiesc pe bani și i-am dat să cumpăr quartier. Eu spus că îmi vin de quartier. Ion, care era totuși înțelegerea dumneavoastră cu sora? Ea avea un apartament. Dumneavoastră ați luat banii de pe vânzarea apartamentului pe care îl posedați împreună cu fosta soție. Da. Ce v-a propus ea și care era înțelegerea? Deci, dumneavoastră cumpărați apartament de la ea, de în ce la condiții ea? Și cu ce preț? Cu 11.000 de euro. Atunci, euro costa 16 lei, un euro. Așa. 16 lei. Deci erau cam 180 plus minus mii de lei, da? Da, undeva 100... Chiar mai puțin. 176. Așa. Da, eu le-am exact, eu așa numărat. Așa. Dumneavoastră ați avut doar 83.000.
Da, 83, pe lume eu treptat i-am mai dat cu doamna Vasilița, 29 de mii e scălitura ei și a ei, astea, mă dau scălitura. Doamna Vasilița cine fiind? Sora mai mare așa, ca mine. Așa. Dumneai v-am împrumutat banii aceștia, sora nu, Vasilița? Nu, tot eu le-am strâns. Așa. I-am dat 29 de mii. Așa. După care, ce s-a întâmplat? După care i-am mai dat restul filmului, i-am mai dat până am ajuns la 130 de mii și în fiecare zi o întrebam, Raia, tu ai semnat, ai cum spune, cum se spune, corect, ai notat? Vezi și că da, dar am notat, am scris. Deci, în total, dumneavoastră i-ați dat surorii dumneavoastră 130 de da, mii. Și mai rămâneați dator cu 46? Da, dar el spune cu 65. Nu știu de ce, eu m-am socotit că ori să mă încalț cu o vomie și ceva de... Iată, până în momentul acesta am ajuns și vreau să vă întreb. Când ați început să înțelegeți, să realizați că sora dumneavoastră vă manipulează, că ceva nu este în regulă? Aș deodată când i-am propus că de-am o cumpărat apartamentul, Raia, hai și facem, scrii cu mine, mai stai o leacă, încă nu am-o. De ce spunea? De ce să mai stați? Nu, no, că încă are probleme, nu știți probleme. Asta vă spunea sau da. Totuși vă zicea că stai puțin, că da, ne-ai dat toți banii? Că, nu, nu a spus puțin, mai stai, că încă nu am, nu de grav, încă nu am. Și era vorba că să-i dau restul bani, 65 de mii, dar nu înțeleg de ce 65 de mii, dar 40. Și acolo ați început să negociați? Acolo a apărut problema? Și când... eu când s-o întrebam, el zice că taman o dat Dumnezeu prin 2015-2016 cu cancerul. Și eu îi dădeam, de-am internat, nu puteam să-i dau bani. Că de-am fi aferăți, în altă am cheltuit bani. Uh-huh. Până la urmă eu îi spuneam, Raia, zic, și s-aude. Când îi scrie apartamentul? Încă nu de grabă, dar când? Zic, dar ce explica zic, ea? Dar când, nu de grabă, de ce? Că are niște probleme, dar și probleme nu îi spune. Probleme, ce probleme? Cu sănătatea, cu un altă, nu știu. Dar ce avea sănătatea ei cu transcrierea apartamentului? Eu îi spuneam, Raia, haide-mi, poți scrie că tu ești, adică eu tot nu știu fiecare zilele noastre. Dar cum asta înseamnă, ei spune, înseamnă că tu îmi dorești moarte, zic eu zici că ești din casă și de eu zic, Raia, dar cum rămâne? Eu nu spun, nu-ți doresc moarte. Eu nu știu, poate eu primul mă duc, tu primul, dar dacă dă-mi vezi ceva, eu să nu rămân în drum. Eu ți-am dat 130 de mii. Dar tu dacă jești când i-ai dat 130 de mii, eu am să scriu, am să dau în judecat și am spun că te-ai trăit ca cuartirant și banii ăștia ai să dai încă pe deasupra câți ani să mai trăiești. Le-ați spus colegilor mei că în acest apartament în care trăiți, da, nu aveți nici condiții elementare. N-am, ne-a stâns, ne-a deconectat lunina din luna august și nu-mi dea lunina și vrea să mă scoată. O scris-o și ca ei, Alexandra, Alexandrina. Cine v-a deconectat lumina? Raia. Cum? A venit și a închis... Da, s-a dus și trebuie să plătesc, el nu ne-a sunat. Era sădită cu mine și nu a vrut să... Nu a sunat, eu sunam, el nu ridica recitorul. S-a făcut ca când, tipa, eu n-am sunat, și s-a dus și nu a plătit. Vreau și s-a dus la... Energăzbăt și-au plătit să ne sumat crucească și m-au deconectat și eu când m-am dus la Energăzbăt, au spus că eu n-am nici un drept să conectez unina, că hazeainul e. Ei e stăpânul casă și eu dar n-am nici un drept. Dar de ce a făcut-o? Dumneavoastră ați avut datorii? Să... Apropo, cine plătea toate serviciile? Eu plătem toate. Eu plătem și pe ei, și pe mine, și pe ei. Eu mă amăge și mă scurge cum putea. Plătem dacă-mi vine 500 de lei, luau 1000 de lei, luau 1500, până la 2000. Deci dumneavoastră niciodată nu ați fost direct să plătiți? Întotdeauna îi dădeați ei banii? Întotdeauna lua e cutențele și vă câte ori am contrat la vecină, cutența era scris una, el lua altă plată, în două, trei ori mai mult. Așa credeți dumneavoastră despre sora dumneavoastră? Da, chiar așa și era. Cum să vă furi pe dumneavoastră propriul ei frate? Mamă, dar cum credeți, care era ideea? Să profite de dumneavoastră, iată, da, în halul ăsta? Da, să profite. Când am ajuns la asta, că să-mi dai un televizor, eu am refuzat. Eu vreau să mă întreb, cum trăiți voi fără lumină? Doamna Ludmila, cum vă tare descurcați? Greu.
greu, tot iarna cu șepuri încălzăm apa și spunem că dacă o trubușoară așa sub țărică, adieștiu meu, 10-11 grade caldă în cartieră. Stați puțin, nu ați avut nici căldură? Nu. Ați zis de lumină, dar căldură? Truba numai. Nu mă truba, că eu o scos bataricii și numai că truba. Ea a scos caloriferele? Da. De ce să scoată caloriferele? Eu le-a scos mai înainte, până a venit eu. Pentru ce? O scos că mama a murit acolo, de-aia o scos că ținea producte, e sclad, ține că el lucra la vină la bazar și nu stăși. Gata, ce nu știu, plătească, să nu plătească. Doamne ferește, cum adică? Cum, cum stați voi în casă? Așa că și încălzăm, ducem pe dânsul la cântare, venim și facem pintuneric mâncare cu batareică, dacă nu avem lunină cu batareică, facem la plită. Cu lanternă. Aveți gaz? Cu gazul încă nu vi l-au dat? Gazul nu. Nu, dar au vrut să scoată și gazul și au vrut și apa să vă cucească. Și am zis să ieșim, că fixa e acolo. Haideți să vedem cum trăiți voi, atenție. Ia că lunină nu avem, lunină nu-i. Nu e nici lunină. O văcucet lunină, nici aici nu avem, nici în casă nu avem, nici în calidor, nicăieri nu avem. Ia că aici e toaletul, vana, ia că tu aici, ia că cum trăim. Apă iese. Apă caldă nu avem. Nu avem apă caldă, nu mă răși. Nu facem nimic, bai, dacă nu e apă caldă, nu facem nimic. Aici e iată o cuhnă, ia că așa e gaz pe plitcă aici. Iată o plitcă gaz, mai ăsta-i dulapă aici, farfuriile. Gaz avem, da. Iată aici e holodilnicul, dar pustoi dacă nu-i, nu-i nimic. Dacă nu-i lunină și cumpărăm, mâncăm totodată. Ia că așa am trecut, punem șepurile cu apă, de este de o kilo jumătate, încălzăm apa, punem la chișoare și ia că așa dormim. Caminul am clucit, dacă nu-i lunină, ia că caminul este, dar nu-i lunină. Comodități nu, să lumină nu e... Eu nu pot de fel, nică face, nu-i curent electric. Ți trebuie lui lumină dacă e orb? De ce nu ai făcut apartamentul pe numele lui și ai tergiversat? E vrea că să-i găsească să-l curăță din de bani. Nu, coțe, n-ai să pui cardul la loc. Vine un om străin și îi dă o cană de apă și o străchinuță de borș. Păi stai, fratele ei, sângele ei. Doamna Lumină, deci, pretindeți la acest apartament? Ion Jitar este nevăzător, dar nu aceasta este suferința care îl chinuie cel mai mult. Bărbatul se plânge că trăiește trădarea uneia dintre cele mai apropiate persoane. Eu am ușat în apartamentul ăsta, era vorba să ne-l scrie nic, când e cumpăra alt apartament în centru și eu să-i dau banii și el mă scrie în apartamentul ăsta ca să și ia în eu. Ion Jitar spune cu amar că toate necazurile vin din partea surorii lui mai mici, Raisa. Bărbatul se teme că, din cauza ei, ar putea să-și petreacă bătrânețea în stradă. Scrie mine asta, apartamentul, ai spus că îl scrie, că nu îl scrie, că nu știe, nici nu știe zilele lui. Ion trăiește convins că sora lui l-a amăgit ca pe un străin. Bărbatul o acuză că a pus mâna pe toate economiile lui adunate de o viață. Tu docajește când ai dat 130 mii. Eu supun că tu ai trăit ca cuartiran. Greu, tătă iarna cu șipuri încălzăm apa și vrut să scoată și gazul și vrut și apa să văcucească. Tătă am zis că să ieșim, că fixa e acolo. Banii 83 de mii deodată i-am dat la săhrănenie, mi-am dat până am ajuns la 130 de mii. Care este versiunea surorii sale despre conflictul dintre ei? Ce ar face pe Raisa să-și lipsească fratele de un acoperiș deasupra capului? Și ce șanse are Ion să-și adjudece o bătrânețe liniștită? Aflați în această ediție. Cea care depune acum tot efortul pentru a-l ajuta pe Ion Jitar să-și întoarcă averea este Valentina Ixari. Femeia a fost prietenă cu Raisa, acum însă a luat partea lui Ion. Ea spune deschis că Raisa face o mare greșeală pentru că îl alungă pe fratele ei nevăzător din casă. Valentina se află în platoul nostru. Bună seara! Bine ați venit! De ce îl susțineți pe domnul Ion, dar nu pe doamna Raisa, care v-a fost amică de mulți ani? Noi am lucrat împreună și am fost foarte bune prieteni dintr-o bucățică că împărțăm și nu m-am gândit că așa sufletare. Nici într-un caz nu m-am gândit că așa sufletare. Și îmi pare rău foarte mult după Ion, fiindcă de un caz ceva el îndeoște nimic că n-are.
comodități nu să lumină, nu e, acolo e imposibil ca să trăiești, vin seara, trebuie să te speli, trebuie să faci mâncare, n-ai, așa ceva nu se face. Așa este ceva incredibil, eu nici acum nu pot să înțeleg bătăriișile cum bătăriișile de mult doi oameni trăiesc în acolo sunt condiții. Numai două trubulețe, una așa din, în camera, unii dorm și una este la bucătărie, mai mult absolut nu-i nici care să încălzească. Doamna Valentina, ca să înțeleg, dumneavoastră ați încercat să vorbiți cu sora domnului Ion despre asta? Am vorbit. Și ea ce spune? E permanent, spune că nu trebuie, că a fost acolo la dânșos fadă și el a lovit-o pe dânsa și de la asta s-a luat tot conflictul. De la din niște denumiri, nu știu ce i-a spus, o numit-o pe Luda, Vane a luat apărarea lui Luda și nu știu ce cuvinte e murda. Da. Și totuși și dumneavoastră îl susțineți pe domnul Ion? Da, și așa trebuie să fie. Dacă dar cum trebuie să fie, ca să înțeleg? Ca să-i acorde, să-i dai o mână de ajutor, fratele ei la urma urmei, că vine un om străin și îi dă o cană de apă și o străchinuță de borș. Păi stai fratele ei, sângele ei. Cum credeți? De ce ea așa procedează? Ați zis că ați fost amice, o cunoașteți bine, știți cum este tot la caracter. Conflictul este de la Luda. Până acum pe la Vania îl căta o persoană, îl căta două, trei, toți profitau de ocazia asta, îi luau banii, nu corespundeau cu cerințele care trebuie. La fel și femeia asta, a început a căuta de dânsul, dimineața se duce el, duce unde trebuie, vine înapoi la mine. Pe urmă, el a spus să-i timp de iarnă, iarna trecută, în ianuarie. De ce să te duci să vii? Rămâi de acum pe loc, ai să dormi, fiindcă este pat. Și dimineața ne-am dus la lucru, am venit seara înapoi. E s-o răit împotriva lui Ludmila. Că, adică Ludmila vrea apartament, dar nu lui Vane are necesitate. Mm-hmm. Care să-i trebuiește să... Că Luda îl pune la cale și Luda vrea apartament. A venit momentul să aflăm ce spune Raisa despre această situație în care a ajuns cu fratele ei nevăzător. Echipa noastră a discutat de mai multe ori la telefon cu femeia. Am stabilit o întâlnire, dar în ultimul moment ea a refuzat să se vadă cu noi. Am invitat-o și în platoul nostru, ea însă nu a acceptat propunerea. În urmă cu jumătate de an, ea a vorbit cu colegii noștri de la emisiunea Vremea Pravdă. S-o auzim. Dar unica care eu cel mai mult l-am ajutat și la urmă a dat piciorul în mine. Ea ca Valentina o adusă. Eu pe drugă de ea. Pe fratele nu. Pe dânsa vreau să o dau afară și nu pot nici de cum. De atât că din prișna ei se face tot scandalul. El a sărit la mine la bătaie, m-a ușit să... M-a avut probleme și în poliție, peste locul. Da, eram aici atât vânătă și cu ochelari fermați și cu dureri de cap, cum? Mm-hmm. Dacă zburau pumnii la rând din cap, cum? Nu, e turbată. Da. Din prișna ei. Că eu vine și e... Îți faci că e sordă și răcnești tare și el se trevojește, dar lui nu spate după prețele ții de oncă să trevojească. Și a început a bea cu dânsa, zi-lă-zi, garafa cu jin, garafa cu răchiu. El nu vie la noi, nu deopște el. Și în spuși ani trăiește lângă mine, dar dacă... Aha, și da. Ei răcnește, urlă în gura mare, ești pe afară, o răcnită, o zis că eu sunt căcat de câini și e ca așa. Și eu nu intră la dâns, nu intră de cum... Nu, e mărșavă tare, e mărșavă tare, Doamne ferie. Dar cum lui prostă îi trebuiește cineva să-l conduc și permanent îi găsăm, ba o femeie, ba alta. Și de-acu el a dus ieri să-l conducă, dar el îi curăță de bani, îi curăță tot. Duce la șixă, la... are ușor, nu știu, pe unde, unul pe pușcărie, plânge pușcărie pe dânsul. Fură peste loc și nu poate găbje poliția. Uitați, dar el nu vede și trebuie lumină. Ia-mi spuneți. El nu vede, lui nu-i trebuie lumină. Este căldură, gazul i-am pus, gazul va nouă nouț, nu mai am pus și el a sărit la bătaie. O așteptat până i-am pus gazul, cu un an de zile am blat până i-am pus gazul, că el a fermat-o, tot cu padrujile. Domnule Ion, haideți să le explicăm tuturor și inclusiv surorii dumneavoastră Raisa, care poate nu înțelege niște lucruri. Chiar dacă sunteți nevăzător, pentru ce aveți nevoie de lumină? Pentru mai exact de curent electric. Vorbim despre curent electric. Cum pentru ce? Dar oricare n-are nevoie de curent electric. Toți nevăzătorii au de curent electric nevoie. Și așa care sunt domnuți. Dar spuneți-mi, vă rog... Eu nu mă folosesc de frigider, de
aparate, de telefon, eu nu pot de fel nică face, nu-i curent electric. Așa, la vârsta ei i-ați explicat de ce aveți nevoie de curent electric, să fie clar pentru ea. Dar acum spuneți-mi, vă rog, e adevărat, doamna Ludmila, dumneavoastră consumați alcool des? Nu. De ce Raisa spune că beți, faceți scandaluri, țipați? Nu-i drept, mă, la hipertonic de gradul 3, cum? Hipertonic de gradul 3 și el vie. El vie tableții. Eu beau tableti, eu deloc, pustoță nu beau, dacă la mine davlenie am făcut în spital. Dar de ce, doamna Raisa? Așa e face, ca să duc. Dar de ce nu este atât de înrăită împotriva dumneavoastră? De atât acum ajută. Ce i-ați făcut, doamna Raisa? E vrea că să-i găsească, să-i găsească să-l curăță din banii ei, să rămâie eu. Ei să-i dai. Vede că nu poate de-am să-i, că cuitanțele nu-i dau și ei nu poate. Deci, domnule Ion, ca să înțelegem, relația dumneavoastră brusc a început să se strice cu Raisa din moment ce a venit doamna Ludmila să locuiască cu dumneavoastră? Deodată sau era... și mai devreme? El și mai devreme nu era chiar bună. V-am ajut de bani, că eu controlam și la vecin, dușeam cuitanțele, să uita o sumă, de mi spune altă sumă. Acum scrie 600, spune 800, era aia, 600, aia că eu n-am văzut gine. Și cu ochelari, zic, dacă tu nu vezi, să mai zic de-o. E special, mamă Maje. Dar să vă deconecteze lumina, să vă deconecteze căldura, asta tot când s-a întâmplat? Asta s-a întâmplat de-am cu Ludmila. Așa. Când l-au văzut prima dată pe fiorul ei, nu i-au plăcut, că e strașnic și de atunci au urât-o și pe Liuda și când am ei că e mordară, că nu știu ce. Dar poate are dreptate, nu, domnule Ion? Nu mai are dreptate nicio. Deci dumneavoastră simțiți că sunteți în regulă, că e suficientă grija doamnei Ludmila, că chiar și... Ludmila m-a ajutat și cât mă ajută în viață, nu m-a ajutat cu atâta cât mă ajută ea. De ce? Întrebarea mea este, 11 ani, tu ai luat banii, te-ai înțeles. Ok, fratele tău avea datorie la tine. De ce nu ai făcut apartamentul pe numele lui și ai tergiversat? Chiar dacă te soțin partea cealaltă, sunt poate de dragoste faci, că ți-e greu să vezi pe Ioan cu Ludmila, dar partea cealaltă nu ai făcut deloc bine, Raisa. Pentru că tu nu te-ai respectat, nu ai respectat pe proprii frate. Fratele tău putea să ia apartamentul și o să dea foc, așa cum îți spui. E problema lui. E ale lui era. Și atunci, în momentul când tu nu respect pe fratele tău, o să fii sub semne întrebări. Toată lumea o să te judecă altfel. Așa cum prietena ta te judecă. Tu nu aveai niciun drept. O să aduci pe Ion în starea care este acum. Nu este justificare sub nicio formă pentru mulțumim, ceea ce domnule este. Mulțumim, domnule Mohamedifar. Dar eu vreau să știu încă, să clarific un moment. De ce v-ați bătut? E adevărat că ați bătut-o? Ei, într-o să o palmă cu o părăchetă, o făcut-o cățea. Foarte rău și asta din partea dumneata. Numai de asta că eu i-am spus că televizorul... Când i-a dat un televizor, e că asta au făcut ca să rupă relații, să-i rămâi cuartiera și tătii. El nu știe cum să rupă relații și au făcut și scandal. Și el ne-a deconectat lunina și ea că un an de zile și nici nu are nevoie. Eu a spus că să-i semneze o procură care să ducă la notar, să-i scălesc că eu nu pretind nici la banii și ei care i-am dat 130.000. Nici la apartament și mă las trăiesc toată viața. Dar cum mă las trăiesc toată viața? Azi e ghine, mâine mă alungă. Asta eu nu cred așa ceva. Domnule Ion, dar ce s-a întâmplat? Am înțeles că acum o lună relațiile cu sora dumneavoastră s-au făcut și mai ostile. Mai ostile. A început neapărat banii din bancomat. Noi ne-am dus la Paști. V-a furat banii din bancomat? Da, cum din bancomat a extras banii. O trimă astfel. Cât fișorul ei sau băietul Alexandrina, cu care prietenește, are un prieten. N-am înțeles, cardul dumneavoastră demisionar e la Raisa? Sau cum nu, se putea în întâmpla? Casa mea era închis în divan și era într-o cutie de asta, de șer, de cofie, să iese, nu-i cutie. Raisa, numai Raisa o știu o tot cardul. Și fișinii au dus, o străcat zamocul din nuntru, dar cum a intrat, eu cred că au găsit modalitatea de a scoate reșotca și a intrat pe fereastră.
și-au pus așa că să nu-ți cunoască reșotcă și ea și-au stricat zămocul dinuntru, au sfârșit, că-i vorte, unde e vârche. Și zămocul așa l-a desocut și-o încuiet, zămocul l-a desocut și-o scos și-o a deschis ușa. Și dumneavoastră credeți că acest furt din casa dumneavoastră a fost organizat de sora da, dumneavoastră? Da, 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 da. Cele mai bune, dar cine avea să-i străin lui Trivece, colățele, cele golfe și colțuni, o drele, ăsta rucinoi eu am luat de ăsta care de telefonul de 1000 de lei, dar telefonul mai înainte l-au furat. De ce dumneavoastră credeți că anume doamna Raisa ar fi organizat acest nu furt? Nu mai eu organizat, că el s-a înervat că nu-i cheia și a vrut să... Și el n-are de unde starce bani și s-a hotărât de-am să iei. Domnule și... Ion, dar nu acceptați ideea că puteau chiar fi niște hoți? Nu. Hoții deci... n-avea să pui cardul la loc, să șească zamocul, să iei încuiet, tăt, și tot așa că să nu se cunoască. Hoțul când e rău, el lasă urme. Corect. La poliție ai dat? Am dat. Apropo, echipa noastră a expediat o solicitare la poliție pentru a afla ce au constatat oamenii legii în privința furtului despre care ne-a povestit Ion Jitari, însă, până în ziua imprimării emisiunii, nu am primit vreun răspuns de acolo. Dacă Raia spune că, uite, tu lasă pe Ludmila și eu vin și o să conectez și lumină și tot și o să rămâi. Tu accepti asta? Da, mă, că ascultați-o no, pe mine. Asta este eu vreau să mă duc de aici. Eu pot să le văd, eu am să mă duc la copii, că am copii, pot să mă duc. Da. Dar din cine a salcat? Eu îl spăl, eu îl caut, eu tătile. Câte femei el au avut, tăt la mă de ochipane. Raisa spune că ea e proprietară pe bună dreptate a apartamentului în care locuiește fratele ei și că nu are de gând să înscrie casa pe numele lui Ion. Pentru că e convins că Ludmila vrea să pună mâna pe apartament. Iată ce ne-a povestit Raisa despre aceasta. Atenție la ecran. Apartamentul ăla e el de mine luat în 2001. Cum eu pot să-i lăs, eu am 5 copii. Și el să-i scrie ea. Eu le țin în apartament, dar eu de scris lui, nici de cum nu-i scriu. De atâta că mâini pe mâine pune labă și se duci, că a fost de este clienți vreo 5. Și asta tot așa, răcnește de bani, de quartieră, de bani, de quartieră. Da? E foarte eco-interesat. E de atât așa venit. Păi el a zis, zici că tu scrii în quartiera, că eu ți-am dat niște rubli și pe rând ți-o mai da. Dar zici, scrii în quartiera că Ludici ca să nu rămâi în drum. Dar e din drum a venit. De ce e să nu rămâi în drum? N-am înțeles. Ești unii la bogăția mea. Eu am mușit o viață și m-am paralizat și mi-am strâmbat și gura și tot. Cum? Pentru cineva să dau, eu am 5 copii? Eu nu pot să dau nică. Vrăjește acolo, nu știu, face... O, vrăjești și în cărți, și în linguri, și în dracu, știi, și cu dânsa. Fratele, nu. Pe dânsa vreau să dau afară și nu pot nici de cum. Doamna Lumina, pretindeți la acest apartament? Nu, nici nu pot. Nu mai pretinde, e tot minciuni, spune în minte, e întrâns atâta ură. Că nici Dumnezeu nu pasă în careagă. Nu-i dreia asta. Nu, ea a văzut că Ion e îndrăgostit și din cauza asta s-a speriat, Larisa. Doamna Ludmila, dar spuneți-mi, vă rog, deci ea, Raisa, spune că dumneavoastră ați venit din stradă. Dumneavoastră, unde ați locuit până a vă muta la domnul Ion? La Dundășeni. Aveți o casă? Aveți locuința dumneavoastră? Am casuța mie în plopre, unul Dundășeni. Așa, și acolo ați locuit. Acolo sunt băietul meu. Dar spuneți-mi, vă rog, eventual, dacă spuneți că nu aveți condiții normale în acest apartament, de ce nu v-ați muta în casa aceea? Să-l luați pe domnul Ion cu dumneavoastră și să vă mutați la plop. Eu am venit să-l caut pe dânsul și tot mi-a străcat pe ferestre și tot mi-a furat tot din casa aceea. Oturile tăti străcate, tot mi-a furat de acolo, dar nimeni nu trăiește. Cum să-l duc? Unde să-l duc eu acolo? Deci acolo nu sunt condiții de lucru. Noi că vrem să luăm o căsuță, dar lasă-mi dai și el eu, să-mi dai banii și las să fac și eu apartamentul. Haideți să auzim acum ce ne-a spus Raisa despre banii pe care i-ar fi luat de la Ion. Vă reamintesc, mai devreme, eroul nostru ne-a spus că, de fapt, înțelegerea lui cu sora sa a fost să cumpere apartamentul de la ea cu banii rămași din vânzarea locuinței pe care Ion o avea cu fosta soție, la care se adăugau economiile lui din pensie și chiar din cântatul în stradă. În total ar fi vorba despre 130.000 de lei. Câți bani v-a dat el? Nu o să vă spun.
La mine este documental tot și ne-o dat și nu ne-o dat și minciunile astea dăm de parte. Eu ajuns să dăm și în Lazovsk și prin Livrei. Chirie el trebuie să plătească cum? El o folosește. Păi dacă, da, banii care el, are la dumneavoastră? Dacă el are stătii banii ăștia care la mine, el rămâne cu curgol, vopșe. Eu le strâng nicăiere. Eu i-am spus că am luat plată pentru aici de 15 ani, câte 1000 de lei pe lună. Dar nici nu ies câte 1000 de lei pe lună, că acolo o să mai e mizerabilă. Și dacă să meargă la și ei, că banii și ea să rămâie, pentru că el a trăit atâția ani și încă trebuie să, dacă mai dă în judecată, el încă trebuie să-mi dă încă jumătate de bani. Că el trăiește 180 de luni la mine. Păi da, banii care a fost la tine, cât ai făcut din banii ăștia, ai făcut de 7 ori mai mult până acum, de 10 ori, dar nu trebuie să achizi și tu? Păi de acum, nu este dobândă, nu este penalitate, nu. Păi câteodată noi, am spus, mi-mi pare rău, doamna Natalia, câteodată mă forțez ca și toți telespectatorii care când mă întâlnesc, mă întreabă, dar chiar e în realitate? Da, dragii mei, toți e în realitate ceea ce vedeți. Da. Dar știu că e incredibil pentru toți cei care ne priviți, pentru că asta prima întrebare care îmi dați când mă vedeți undeva. Dar e adevărat, domn doctor? Da, e adevărat. Vedeți? E adevărat. Da. Da. Domnule Ion, să revenim la bani. Da. Dumneavoastră aveți vreo dovadă că i-ați dat această sumă de bani surorii dumneavoastră? E dovadă o nimicită, e tot scrie acasă, dar nu mă lăsat să mă duc la notar, că să am încredere. Și eu am crezut că e soră de sânge, de că n-a să mă amăgească. Că să-i tăt gine și scriu apartamentul. Și ați dat mai întâi 83.000, pe urmă ați zis că i-ați mai dat cât? 29.000. Așa, fără nici măcar o recipisă, fără absolut fără nimic? Numai 29.000 care de-au este ca un document că s-ai scălit ieși, am două sorori au pus scălitura. Dar la 83.000 nu va veni asta. La 83.000 nu. 180, da? Valentina Berliba este vecină cu Ion Jitari. Femeia ne-a povestit că a fost de față atunci când bărbatul i-a transmis banii sororii sale. Haideți să aflăm ce povestește ea despre presupusa înțelegere dintre frați. Вот когда деньги передавались, вот когда вот он продал эту квартиру, она меня сама позвала к себе, что посчитали эти деньги. Я еще предложила сделать расписку. Это же деньги большие, 80, там 2 или 3 тысячи было. Вот. А он говорит, это моя сестричка, я ей верю, она хорошая, она меня не обманет. И все, и посчитали деньги, и он передал ей. То есть на сохранение. Он ко мне обращается больше все время. Я одинокая, и он там что-то телефон посмотреть, там молоко посмотреть, чтобы не сбежало. Иногда было, пока не появилась эта женщина. Она ему и варит, и все, я уже там никогда ни зачем. А я сама ее вроде привела. Я так поняла, так разговор был. Ей вроде нравилось. Domnule Ciobanu Nițuleac, dumneavoastră ați studiat acele acte. Totodată ați auzit despre ce ne-a povestit vecina domnului, da? Da. Care practic este un martor al transmiterii banilor. Spuneți-ne, vă rog, dacă toate aceste informații îl pot cumva ajuta pe eroul nostru, cel puțin să dovedească. Cu siguranță. În primul rând, există o procură eliberată de domnul Ion Surori în 2012, care îl reprezintă atunci. Există ordin de incasare de 106.000 de lei din bancă. Ca aia sumă de vânzare a fost 212.000, împărțit la ambii câte 106.000. Respectiv, vă dați seama că aceste acte confirmă cu certitudine că persoana asta, fără de, adică fiind cu dizabilități de vedere, nu a putut să-i primească. A semnat nemijlocit persoana cu procura. Trei. Noi am văzut acum, a spus doamna. Dar doamna a pomenit despre 83.000. Nu, nu, nu. Nu? Doamna a spus, sora a spus în interviu dat colegilor, are 180.000 de la omul ăsta luați. Ea singura a recunoscut că are 180.000, care echivalează că a trăit omul ăsta 15 ani adus în apartament. Deci, ca să înțeleg, videoul pe care l-am înregistrat da, poate fi dovadă? Desigur. Ea recunoaște că suma pretins de domnul aproximativ 180.000 la moment,
plus-minus, e suma care ea într-un fel sau altul o recunoaște tacită, spune că o șorețenie ei în schimbul arezii de 1000 de lei lunar. Domnul Ion ar trebui să deja să se decidă. Ce face? Depune o plângere sau îi face o somație surorii și ce zice... Ce poate face? Haideți să vedem așa, ambele variante. Dacă vrea să-și ia banii, cea mai frumoasă soluție este simplu. Se trimite o scrisoare, o somație către sora și zice, soră dragă, în anul cu tare, 2012, ți-am dat 80 și ceva de mii, plus ți-am mai dat 20 și ceva de mii. Mărturie vecinii este... Mă rog, în total ai suma cu tare, care e echivalentul în anul cu tare, constă în atâția euro, te rog frumos, echivalentul la momentul de față să-mi restitui. Ce înseamnă îi trimiți citație? Îi trimiți orice pretenție. Uitați-vă, ei au avut numai discuții. Ca să aibă dovada de a depune o cerere de chemare judecată, se face o pretenție. Trimiți o scrisoare. Așa, da? După care? După care, ori dumnealui alege, vede deja reacția, mă înțelegeți? Dacă persoana e de bună credință și sper din tot sufletul să se adeverească presupusa dragostea fraților, în acest caz. O spuneți cu ironie pentru că nu credeți. Da, nu cred. Ce se va întâmpla în varianta cea mai prostă? Și vine doamna și îi dă bani, da? În celelalte variante este plângere penală adresată către organele de drept, care eu văd foarte simplu o infracțiune continuă de excrocherie, de penire de resurse financiare pe toată perioada, începând de când locuiește omul ăsta în apartamentul respectiv. Ce șanse îi dați să obțină sau apartamentul? Și în civil și în penal sunt toate șansele, așa cum s-a exprimat deci și doamna. Deci sunteți foarte optimist, foarte. Că poate obține domnul Ion ce vrea el. Exact cum s-a exprimat și doamna în acea declarație, ce-i trebuie lui ce-i trebuie lui lumină dacă e orb și el de la fel poate să facă, dar ce-i trebuie banii mii dacă tot îi ține și nu faci nimic cu ea, cu ei. Nici nu știm ce a făcut cu banii. Să-i dea înapoi, adică uitați ce de simplu. Ea spune că lui nu-i trebuie lumină, că el e orb, el atunci îl solicite banii lui. Eu cred că toate recomandările colegul meu rămâne în vigoare pentru dumneavoastră, dar înainte de asta, sfatul meu este întâi să ne debarasăm de emoții. Doi, o să chemați pe surori, frați care sunt, o să faceți o discuție ca între frați, familii, și eu cred că cu siguranță sunteți destul de deștepți că să găsiți o soluție. În caz că în calea respectivă, eu vă las și numărul meu, pot vorbi eu cu sora dumneavoastră și în abordarea care vă spun o să mergeți, pot să vă ajut și eu din experiența mea, din ceea ce cunosc eu cu mare drag pun timp la dispoziție că să rezolvați pe calea ameabilă tot ceea ce se poate aici făcut. Deci în cel puțin o încercare deja, de consiliere. O încercare de consiliere. Altfel, pentru că așa și este și așa și legislativul de obicei prevede că dacă noi avem posibilitate să facem înainte de toate astea o conciliere între voi, pentru că sunteți, domnul Ion, familie. Acum, n-ai bei cu banii ăștia, așa cum spun românii, banii sunt ochii dracului. Cu cât te duci, te fure de unde ești. Îți fure sănătatea. Dar ce vrei acum? Tu cât ai făcut pentru copiii tăi? Uite, și asta e sângele tale, nu? Dar îți place să suferi atât. Lasă să nu sufere, fă și plăcerea lui, e fratele tău, v-ați născut, ați crescut într-o familie. Hai să mergem întâi pe faza asta. Dacă nu, aveți timpul și ceea ce a spus colegul are perfect dreptate. Eu vă mulțumesc pentru prezența de astăzi în platoul nostru. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi mereu alături.